În direct, rezultatele alegerilor legislative din Spania arată că, la numărarea puțin peste 55% din voturi, diferența este strânsă între socialiști și conservatorii din Partidul Popular. Premierul socialist spaniol, Pedro Sánchez, care păstrează șansa de a rămâne la putere, a afirmat că dreapta și extrema dreaptă au fost înfrânte la alegerile legislative. Gracias a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia. Potrivit rezultatelor aproape definitive, Partidul Popular al lui Alberto Núñez Feijóo totalizează 136 de locuri dintr-un total de 350 ale Congresului Deputaților, iar Partidul de Extremă Dreapta Vox, singurul său aliat potențial, 33 de locuri. Partidul Popular și Vox ar totaliza astfel doar 169 de locuri, departe de majoritatea absolută necesară guvernării, care este de 176. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. Ha fracasado. Partidul Vox s-a remarcat în special cu un mesaj puternic anti-imigrație, în timp ce Partidul Popular ar dori să anuleze multe dintre reformele sociale efectuate de premierul Pedro Sánchez. Printre ele se numără facilitarea avortului sau tranziția de gen. Prezența la vot de la acest scrutin a fost însă mai mică decât la scrutinul anterior, în principal din cauza faptului că alegerile au fost susținute în plin sezon estival. Astfel că mulți votanți s-au dus la vot în drum spre plajă, iar alții au venit de pe plajă la vot. Nu au lipsit nici situațiile chiar mai bizare, precum cea din orașul Palencia, din nordul Spaniei, unde primarul și mai mulți consilieri ai lui au venit îmbrăcați în costume romane. Localitatea tocmai ce sărbătorea un festival cu tematică romană, care a coincis cu alegerile. Premierul socialist Pedro Sánchez a convocat alegerile anticipate după ce stânga a suferit o înfrângere usturătoare în alegerile locale din mai, dar mulți alegători sunt furioși că au fost chemați la vot în plină vară sufocantă. Spania se confruntă cu mai multe probleme, mai ales de natură economică. În ciuda unei creșteri a produsului intern brut și a unei inflații mai scăzute decât în multe alte state UE, rata șomajului rămâne în continuare mai mare în Spania decât oriunde altundeva în Uniunea Europeană. Formarea unui nou guvern depinde acum de negocierile dintre partide, care ar putea dura săptămâni sau chiar luni, și s-ar putea încheia chiar cu noi alegeri în situația în care eșuează.